Ilie Cioară, tacă acumulările ancestrale. Tot trecutul ancestral e înscris în corpul astral. Mintea acolo se află în acel corp viu, real. El dublează corpul fizic și dă omului structura. De la o viață la alta, consecvent, ne e măsura. Legătura cu lumescul, prin simțuri realizată, fiecare având în creier conexiune adecvată. Cortexul doar instrument, simplu intermediar, între cele două lumi doar vremelnic necesar. Când suntem legați de corp, și egoul e activ. În tot timpul, în tot locul, răspundem repetitiv. Gândul, reacția minții vădită obișnuință, ce redă clipe trăite printr-o seacă năzuință. Totul vine din astral, din mintea particulară, ce s-afirmă prin tipare continuu imaginară. Ea revine din trecut și trăiește clipe moarte, folosind prin repetare doar celule consumate. Iar când mintea se oprește din haotica ei mișcare, atunci și creierul tace cu a lui condiționare. Mai întâi, deci, sursa tacă. Restul vine de la sine, toată ființa în armonie, aptă pentru acțiune. Când încetează trecutul, se produce o transformare. Mintea devine imensă prin clipe înnoitoare. Noi celule cerebrale sunt de acum folosite și cunoașterea se înscrie cu adevăruri împletite. Scoși din timp ca și din spațiu, prin tăcere absolută, ființa în tot se integrează și devine infinită. Nici probleme, nici conflicte, toate îndată lichidate, bucurie întreagă, viață cu clipele îngemânate.